Dacă se poate să punem și începem să punem diapozitivele, mă anunțat când... Uite, a ști sau a nu fi. Sunteți obișnuit? Oh, da, mulțumesc. Am și uitat, doamne, și vorbesc despre Alzheimer. Extraordinar. A fi sau a nu fi. Acest shakespearian devine astăzi a ști sau a nu fi. Pentru că vreau să subliniez necesitatea de a ne instrui, de a ști. Cu cât știm mai mult, cu atât avem șansa mai mare să prevenim cea mai frumoasă boală, boala Alzheimer. N-ați auzit bine, nu? Am zis cea mai frumoasă boală. O să întrebați, dar din ce punct de vedere e cea mai frumoasă? Întrebarea ar fi cea mai corectă. Și aș spune că din punct de vedere medical este frumoasă. Adică nu-i frumoasă pentru cel care suferă de boala Alzheimer, nu-i frumoasă absolut deloc pentru aparținător, este zguduitoare, este sfâșietoare, este o tragedie, cum puține tragedii există pe pământul acesta, în care omul își pierde identitatea. Încetul cu încetul, omul nu mai știe cine este, bolnavul de demență, în general. Vreau să și definesc puțin demențele, ca să ne fie mai clar la ce mă refer când spun demență. Și cumva cred că am găsit ce am pregătit. Demența este o pierdere a funcției cognitive, adică funcției cunoașterii. Da? Demența în limbaj medical nu are de a face cu cuvântul demență din limbajul popular. Da? Stradal, cum îi spune limbajul acesta, colocvial, da? Și este un termen consacrat care vrea să spună că omul își pierde capacitatea de cunoaștere. Și aici intră capacitatea de gândire, capacitatea de aducere aminte, deci atenție și gândirea e afectată, memoria și raționamentul, da? Într-o asemenea măsură, în demență, vorbim de o așa de gravă pierdere a capacității cognitive, încât omul nu-și mai poate desfășura viața zilnică normală, activitățile de zi cu zi. Nu se mai poate. Mi-aduc aminte de mama mea, stătea cu o sfeclă în mână, o oră, vrea să facă supă de sfeclă roșie. Nu mai știa. Și acum o să înțelegeți și de ce sabia lui Damocles atârnă deasupra capului meu și de unde interesul acesta nebun al meu pentru boala Alzheimer. Apropo de nebunie, am întâlnit undeva o butadă. Îți place, dragă, psihiatria? Întreabă profesorul pe o rezidentă și rezidenta răspunde la nebunie. Aș vrea să avem o oră în care să ne relaxăm, dar să și învățăm. Să învățăm lucruri care să fie solide, adică pe care să putem construi. Deci, când vorbim de demență, vorbim de nu numai de pierderea memoriei, vorbim și de pierderea raționamentului, care interferează cu activitatea zilnică. Întrebare. Nu-ți găsești cheile de la mașină. Nu vă întreb câți ați trecut prin această experiență. Este Alzheimer sau nu? Este demență sau nu? Și face parte din, eu știu, uitarea normală, să-i spunem așa, fenomenul de senescență, de îmbătrânire, este un fenomen pe care noi toți îl trăim, absolut toți, de la tineri până la cei în vârstă, toți trăim îmbătrânirea, da? Tânărul de 22 de ani astăzi este cu o zi mai în vârstă decât a fost ieri. Și niciodată nu va mai fi la fel de tânăr cum este astăzi. La fel ca și mine, la fel ca și noastră, fiecare la vârsta lui. Toți suntem supuși acestei treceri a firii, da? Cum spunea Apostolul Pavel, firea noastră se trece, dar Duhul nostru,
Aici e marea minune a creștinismului, se poate înnoi din zi în zi. Și acum vin eu și pun întrebarea, dar și mintea se poate înnoi din zi în zi? Există vreo șansă de a avea o memorie mai bună pe zi ce trece? Nu mai proastă, că mai proastă știm că, mai slabă știm că se poate. Și aici aș vrea să vă dau un scurt răspuns. Trebuie să aveți grijă de mine în ora aceasta, pentru că am tendința să deschid ferestre multe și mă pierd pe niște ferestre și trebuie să mă aduceți frumușel înapoi de... Poftim? Cheia. Ce cheie? Nu v-am lăsat cheia. Sunteți atenți, da? Asta este cheia. Dacă dumneavoastră sunteți atenți, mă puteți aduce înapoi la ce vorbeam. Că o să vedeți că la un moment dat eu mă duc, mă pierd și trebuie să mă aduceți frumușel înapoi la subiect. Bun, vorbeam acum despre faptul că mintea noastră se poate înnoi. În hipocamp, care este o zonă a creierului, la baza creierului, ce se întâmplă? Creierul nostru, da, e mai bine, puțin mai răcoare, că altfel trebuie să-mi dau jos haina. Și n-am mânecă lungă, nu-s protocolar și de asta mi-e jenă să dau haina jos. Creierul nostru e format din substanța cenușie și substanța albă, așa grosomodo, da? Substanța cenușie e formată din neuroni și neuronii aceștia se află dispuși în imensa lor majoritate la periferia creierului, da? De aia se și cheamă scoarță cerebrală. Avem acolo, dacă nu mă înșel eu, vreo 90 de miliarde de neuroni. 80-90 de miliarde de neuroni. Nu-i chiar 100, cum se zvonea. Și nu numai în scoarță, mai sunt niște neuroni care sunt în niște centri nervoși, care sunt cenușii, ca și scoarța cenușie, da? Așa? Și care sunt răspândiți pe aici, pe acolo, prin substanța albă. Deci, dacă ar fi să tăiem un creier al unui om mort, bineînțeles, așa, și vedem că la periferie e substanța cenușie, dar după, sub ea vine substanța albă. Și prin substanța albă, aici și acolo, mai sunt niște pete cenușii, alte aglomerări de neuroni, centri nervoși. Da? Ei, unul din acești centri nervoși se află undeva la baza craniului, a creierului, și se cheamă hipocamp. Se cheamă așa pentru că are forma unui căluț de mare. Da? E o zonă așa, mai ca o literă S, seamănă cu un căluț de mare și acolo este o stație neuronală importantă pentru memoria de scurtă durată. Adică orice informație trece pe acolo și apoi se duce în memoria de lungă durată. Cu condiția să fii depus suficientă atenție în momentul în care ai încercat să memorezi. Da? Și condiția să mai și repeți din când în când. Și orice informație se transformă la un moment dat în substanță chimică. Da? Există niște depuneri de anumite substanțe care reprezintă memoria respectivă. Există ceva fizic care se întâmplă acolo. Dar pe lângă lucrul acesta fizic, contează foarte mult numărul de conexiuni dintre neuroni. Conexiune se cheamă sinapse. În fine, în baza creierului, în hipocamp, memoria de scurtă durată și afectul sau afectivitatea. Aici. De aceea o să vedeți că cei care își pierd memoria au tulburări grave afective, da? Și încep să devină supărați pe familia lor. Se supără ca ăla pe sat, știți? Pe cine nu trebuie. Mai ales de pe cei care sunt cei mai apropiați și îi acuză că le-au furat, că nu le-au dat banii înapoi pe care i-au împrumutat și așa mai departe. Deci vedem și tulburări afective. O să vorbim și despre asta. Dar ce vreau să spun cu toată treaba asta și apoi închidem fereastra, este că în hipocamp, dacă avem un stil corect de viață, se pot forma zilnic între 700 și 1000 de neuroni. Zilnic se pot forma. În creierul nostru se distruge un număr important de neuroni zilnic. Da? Dar creierul are una dintre calitățile sale, se cheamă plasticitate, adică reușește să se reconfigureze, da? ca o rețea din aceasta de calculatoare, de sateliți, și unul cade, îl contactează pe celălalt, suplinește în felul acesta funcția celuilalt și unii care și-au pierdut o parte din creier în urma unei operații pot să reînvețe să scrie, să citească, da, cu altă parte a creierului. Adică creierul e foarte adaptabil și chiar dacă pierde mult, el are această
plasticitate, adică capacitate de a se adapta. Și formarea de acești 700, 900, 1000 de neuroni pe zi face parte din această capacitate de regenerare. În hipocamp se întâmplă treaba aceasta. Bineînțeles că dacă ai un stil de viață, pentru că până la urmă despre asta vorbim, care nu este optimal, atunci ce s-a pierdut, s-a pierdut sau se reînnoiesc prea puțin neuroni. Da? Bun, acum, despre ce vorbeam? N-am auzit. În boala Alzheimer, comportamentul pacientului este ciudat, legat de memorie. Adică, dacă nu găsești cheile, așa, dar într-un final le găsești. Dar unde le găsești? Într-o poșetă, în altă poșetă, în altă geacă. E normal să le găsești acolo, da? Asta nu este boala Alzheimer. Dar dacă într-o zi nu mai găsești fierul de călcat și îl cauți, și îl cauți, și îl cauți și îl găsești în frigider, deja e clar că aia este boala Alzheimer, da? E altceva, adică e un comportament anormal. Asta am vrut să spun. Haideți să ne întoarcem acum și să începem cu ce fel de problemă este aceasta. E o problemă de sănătate publică, e o problemă gravă. Pentru că sănătatea mentală este o componentă fundamentală a sănătății omului și presupune mai mult decât absența unor tulburări de memorie. Da? Deci nu-i doar o lipsă a unor tulburări de memorie, ci este mult mai mult decât atât. Să văd unde le am și eu diapozitivele, că distanța e prea mare până acolo. Deci, sănătatea mentală nu înseamnă doar absența unor tulburări de memorie, ci se referă la întreaga performanță a activităților profesionale și domestice, deci modul în care îți îndepliniți sarcinile de servici, pentru că boala asta poate să survină înainte de vârsta pensionării. Da? Și atunci este afectată viața ta profesională, job-ul tău. Da? Și viața domestică, adică viața de zi cu zi de acasă, da? Viața casnică. Pe întregul parcurs al vieții, sănătatea mentală înseamnă nu doar absența tulburărilor de memorie, ci se referă și la toată performanța profesională și domestică pe întregul parcurs al vieții, având implicații profunde sociale și de împlinire profesională. Adică de aici obținem satisfacția pe care o avem în munca pe care o facem, pentru că memoria noastră ne ajută. O memorie bună permite îndeplinirea atât a funcțiilor sociale, care se bazează pe comunicare, cât și a realizărilor economice ale unei persoane. Deci, fără memorie, vă întreb ce mai rămâne din noi. Da? Dacă ne-am pierdut identitatea, nu mai știm nici cine suntem, se vede adesea că bolnavul de boală Alzheimer se rătăcește pe strada lui. Sau se rătăcește în casă. Își caută toaleta, nu mai găsește. Da? Bolnavul, în anumite faze mai avansate ale bolii, desigur, sunt niște filme celebre și foarte interesante din acest punct de vedere. Sănătatea mentală are însă un rol important și în menținerea unui stil de viață sanogen, adică sănătos, cu evitarea afecțiunilor metabolice, cardiovasculare, digestive, respiratorii sau accidentelor casnice sau rutiere. Dacă n-ai memorie,
Degeaba vă vorbesc eu dumneavoastră acum despre un stil de viață corect și o să atacăm problema aceasta, că dacă dumneavoastră n-ați ținut minte, demențele în general și boala Alzheimer în special reprezintă la ora actuală a treia cauză de mortalitate. O să vedem un alt slide. Ați avut definiția demențelor acolo și cu pierderea, cu problemele afective. Boala Alzheimer, BA, e prescurtare boala Alzheimer, reprezintă în anumite țări a treia cauză de mortalitate. Știe cineva care e prima cauză de mortalitate? De ce mor oamenii cel mai mult? De inimă, da? Bolile cardiovasculare. Numărul 2, cancerul. Și numărul 3, iată, a urcat Alzheimerul. A fost pe locul 6, acum a ajuns pe locul 3, după unele statistici. Trei sferturi dintre persoanele care suferă de boala Alzheimer, trei sferturi, sunt femei. Bărbații, puteți să plecați acasă. Sau nu. La nivel mondial, în anul 2020, existau peste 50 de milioane de cazuri de bolnavi de demență Alzheimer. Acest număr se dublează la fiecare 20 de ani. Se așteaptă ca în 2050 să fie 152 de milioane de bolnavi de boala Alzheimer. Aș putea vorbi despre costul bolii Alzheimer legat de tratamente, de plata celor care îngrijesc de bolnavi și așa mai departe. Sărim peste toate, mai menționez doar că Ziua Mondială a Alzheimer este 21 septembrie. În 2020 s-a apreciat că în România numărul total al pacienților cu acest tip de demență a depășit 300 de mii. Imaginați-vă un oraș din România care are 300 de mii de locuitori. Nu știu, dați un exemplu. Care oraș? E un oraș mărișor, a 300 de mii de locuitori, nu? Nu știu, Brașovul cât are. Bun. Următorul diapozitiv, sau de aici începe un maraton legat de factorii de risc. V-aș ruga să fiți foarte, foarte atenți, pentru că nu îi trecem în revistă doar de dragul științei, ci pentru ca să îi depistăm apoi în viața noastră și să îi eliminăm. Iată un factor de risc cu care începem. Traumatismul cerebral. De 2,3 ori mai mare riscul pentru boala Alzheimer al celor care sunt loviți la cap. Dacă și-a și pierdut conștiența în urma căzăturii sau accidentului, riscul e de 4,5 ori mai mare. 2. Numărul crescut de anestezii generale este un subiect controversat, dar numărul acesta crescut duce la o creștere a unor depuneri de o proteină lipicioasă numită beta-amiloid între neuroni. Da? Când doctorul Alzheimer a descris prima dată cazul unei bolnave, cred că era 1901 sau 1904, ceva pe aici, 1904, dacă nu mă înșel, o chema Auguste Detter, August Detter, o cetățeancă germană. El era proaspăt medic într-un spital din Frankfurt, dacă nu mă înșel, și soțul ei și-a adus soția pe la vreo 50 de ani, care zbiera toată noaptea. Alte date nu puteai să o faci să vorbească nimic. Și el a internat-o, a urmărit-o, după care el s-a mutat la München și când ea a decedat la vreo 4 sau 5 ani mai târziu, el a fost solicitat să-i facă autopsia. Și el a descris pentru prima dată în creierul ei aceste picături de lipici dintre neuroni, numite beta-amiloid. Și a mai văzut la microscop încă ceva în interiorul neuronului, deci nu între neuroni, cum am spus până acum, în sinapse, ci în interiorul neuronului, niște ghemuri dezordonate de proteină tau. Ce se întâmplă? În neuroni, substanțele trebuie să circule, substanțele nutritive trebuie să circule. Și ele sunt foarte, foarte mici. Neuronii pot fi foarte, foarte lungi. Putem avea neuroni de la creier până la partea inferioară a măduvei spinării, de la măduva spinării până la vârful degetului. Deci sunt dimensiuni de un metru pe puțin, da?
de lungime în care neuronul, pe care neuronul se întinde, partea lunguiață se cheamă axon. Ei, ca să circule aceste substanțe, trebuie niște autostrăzi de mare viteză în interiorul neuronului, care sunt niște tubuli prin care circulă substanțele. Și tubulii aceștia sunt strânși la un loc, sunt niște magistrale, sunt mai multe, da? Sunt adunați mai mulți la un loc și îi ține o legătură de proteină tau, îi ține la un loc, pe toți acești tubuli pe unde circulă substanțele. S-a făcut o estimare și anume că sarcina de a deplasa o substanță nutritivă dintr-o margine a neuronului până la cealaltă ar fi asemănătoare cu sarcina deplasării unui pachet pe toată lungimea zidului chinezesc, dacă nu mă înșel. 8.000 și ceva de kilometri. Deci, este o sarcină uriașă. Da? Ori aceste autostrăzi de mare viteză sunt ținute la oaltă de către aceste acest fier, da, de armătură, să zicem așa, sau de acest fir de proteină tau. Când se produce o fosforilare prea mare a proteinei tau, ea pleznește și tubulii se împrăștie și vei găsi conglomerate de proteină tau care nu-și mai fac treaba, le vei găsi ghemuri adunate și se cheamă ghemurile de proteină tau. Și acestea le-a descris, pe cele două le-a descris Alois Alzheimer la August Deter. Și atunci s-a constatat că cei care au făcut mai multe anestezii generale au mai mult amiloid, depuneri în sinapse, între neuroni, și au mai multe ghemuri de-astea dezordonate de proteină tau desfăcută, așa, deșirată. Un alt factor de risc, persoanele care au plombe de amalgam, care expun la eliminarea de mercur anorganic și care prezintă o evoluție accelerată a acestei demențe, ca și a altor demențe neurodegenerative. Una dintre celelalte boli neurodegenerative care duce la demență este boala Parkinson. Da? Boala Parkinson, de la un moment dat încolo, se va comporta exact ca o boală Alzheimer, din punct de vedere al tulburărilor psihice și memoriei. Sau boli cardiovasculare, da? Deci, plombele de amalgam accelerează demențele și bolile cardiovasculare. Apoi, persoanele care consumă pește bogat în mercur. Peștele care a ingerat aceste metale grele, în special mercur, au un risc crescut, de aceea gravidele trebuie să fie foarte atente cu peștele, pentru că le poate afecta produsul de concepție, adică copilul. Apoi, persoane care au primit pe perioade lungi anumite medicamente, cum ar fi benzodiazepinele, da? De tip diazepam, alprazolam, anxiarul, lorazepam, da? Clonazepamul, rivotrilul, și așa mai departe. Deci toate aceste substanțe au un efect de a favoriza demențele, dacă le dai pe perioade lungi de timp, pe lângă faptul că ele sunt și creează și dependență. Da? De aceea eu nu dau Xanax sau alprazolam sau cum eu mai fi spunând, Frontin sau cum îi mai spunea. Niciodată nu dau așa ceva. Pentru că e foarte greu să îl scoți pe pacient de sub această dependență. Alte substanțe, antidepresivele, deci pot să aibă dublu tăiș. Pe de o parte sunt utile, dar pe de altă parte pot să favorizeze boala Alzheimer. Statinele dublează riscul. Dai acolo unde e neapărat nevoie, dai statine și dai în doze cât mai mici. Da? Prefer să-l pui pe om pe un program de alergare, de mâncat mai multe produse oleaginoase sau suplimente care conțin ulei de pește, decât să îi pui pe statine. Și numai acolo unde e neapărat și există deja o patologie foarte avansată legată de diabetul zaharat și boile cardiovasculare, numai acolo vei da, sau infarctul miocardic. Bun, inhibitorii de pompă de protoni.
Adică substanțe de tip omeprazol, pantoprazol, rabeprazol și așa mai departe, esomeprazol. Da? Și aceștia pot să favorizeze pentru că scad absorpția vitaminei B12. Și poate că vom avea o sesiune, o parte din întâlnirea noastră în care să vă exprimați, să puteți să întrebați legat de B12, legat de vitamina D sau de ce vă interesează și în speranța că vă pot ajuta. Bun, antihistaminicile, iarăși, luate pe perioadă lungă de timp, sau antiandrogenicele, care se dau în cancerul de prostată, predispun la Alzheimer. Bărbații, iarăși, ar trebui să plece acasă, pentru că, de obicei, bărbații au o secreție mai mare de testosteron decât au femeile, fiind hormonul androgen, hormonul masculin, care le dă sănătate, le dă vigoare, le dă virilitate și le dă claritate a minții. Da? Și păzește de Alzheimer, testosteronul. E foarte important lucrul acesta. Cei care consumă alcool sau fumează au un risc mai mare. Igiena orală proastă, avem aici și medici stomatologi care ne pot învăța despre ce înseamnă o igienă regulată, zilnică și o igienă periodică a cavității bucale a dinților și mai ales persoanele care au parodontită, deci au inflamația gingiilor cu acel microb numit Porphyromonas gingivalis, da? A fost legat de boala Alzheimer. Implanturile artificiale, iarăși un factor de risc, protezele de șold, implanturile de sâni, da? Boli cronice hepatice, pulmonare, renale, cardiace, diabet zaharat de tip 2, mai ales diabet. Cei care sforăie ca simptom al apneei în somn, da? Foarte mult suferă și se trezesc dimineața obosit și nu știu de ce. Și dacă n-au un tovarăș de viață să le spună, păi omule, tu noaptea nu mai respiri, mi-ai tras o spaimă de moarte azi noapte că nu te-am auzit respirând. Atunci aceia trebuie să meargă la pneumolog, să facă un studiu al somnului, să-i lege la un aparat, să vedem cât din timpul nopții ei nu respiră și în felul acesta își cresc riscul de boală Alzheimer. Cei care consumă uleiuri presate la cald, precum uleiul de palmier, pentru că se pierde o parte din vitamina E. Și acum, atenție foarte mare, ne interesează pe toți, gospodine și gospodini. Uleiurile vegetale bogate în acizi grași omega-3, cum ar fi uleiul de floarea soarelui, omega-6, și anume acidul linoleic, este principalul constituent al acestor uleiuri vegetale. Deci acidul linolenic cu N este acid gras omega-3 și benefic și se găsește în nuci și în semințe de in. Da? Și din el organismul poate să fabrice ceilalți doi acizi grași omega-3 cu lanț mai lung, care sunt cei mai importanți pentru sănătatea noastră, EPA și DHA. Dar cam 10% din ALA, acidul alfa-linolenic, se transformă în EPA și cam 2-5% se transformă în DHA. Ăștia doi ultimii, EPA și DHA, au valoare antiinflamatorie. Și pentru că Alzheimerul, și acum fac chiar o paranteză, nu uitați să mă aduceți de pe drumuri, să mă culegeți de pe drumuri, cei doi acizi, EPA și DHA, au acțiune antiinflamatorie, sunt foarte importanți pentru că boala Alzheimer este o suprapunere de fenomene care au loc la nivelul creierului, și anume fenomenul de oxidare, fenomenul de inflamație, fenomenul de tulburare, de reglare a glucidelor la nivelul cerebral și fenomenul de tulburare, de reglare a lipidelor la nivel cerebral. Ei, tot caută oamenii de știință și bagă trilioane de dolari într-un medicament care să le facă pe toate patru, să fie și antioxidant, să fie și antiinflamator, să regleze și glicemia la nivel cerebral, să regleze și grăsimile la nivel cerebral. Cum se găsește așa ceva? Pentru că mecanismul patogenic este suprapus, da? Sunt patru mecanisme, de fapt, este imposibil. De aceea trebuie o abordare multifactorială, o abordare prin stilul de viață și vom discuta și despre lucrul acesta imediat. Bun, deci, aceste uleiuri vegetale, în special cele
bogate în acest graș omega 6. Da? Nu, când luăm suplimente, nu luați omega 3, omega 6, omega 6, 3, 9. Nu. Omega 3, dacă luați. Nu vă trebuie 6 și nici 9. Le aveți din, uite, floarea soarelui, uleiul de soia, uleiul de rapiță, uleiul de porumb, încălzite în procesul gătitului la 150-200 de grade Celsius, după 5 minute încep să dezvolte o substanță care se cheamă hidroxinonenal, care este o aldehidă cu 9 atomi de carbon, care este hidroxilată și ajunge la o concentrație maximă după 30 de minute de încălzire a uleiului. Și apoi se acumulează după vârsta de 40 de ani. Unde? Unde? Păi, acolo, unde trebuiau să apară zilnic 700 de neuroni noi, în hipocamp, da? Se acumulează acolo, în lobul temporal și în cerebel, fiind un stresor oxidativ pe termen lung. Deci hidroxinonenalul acesta, care apare prin prăjirea uleiului mai mult de 5 minute, nu mai spun că dacă te duci și întrebi, nu știu, vrei să mănânci o gogoașă, da? Și întrebi, nu, la cât timp schimbați uleiul la gogoș? O să spună la o săptămână, da? Alții schimbă și mai. Deci ce e acolo în uleiul acela care a fost încins și refolosit, vă dați seama că e crimă. Da? Am vrut să atrag atenția cu privire la lucrul acesta. Nu încercați să nu prăjiți în ulei. Da? De aceea folosiți tigăile acelea minune pe bază de teflon, parcă. Cei care consumă diete bogate în grăsimi de tip trans. Unde găsim grăsimi de tip trans? În margarină. Da? Nu știu dacă mai țineți minte margarina Unica de pe timpul lui Ceaușescu. Aia care dacă o puneai pe șina de cale ferată, deraia locomotiva. Da? Era ca o piatră. Cu cât o margarină este mai tare, cu atât este mai hidrogenată, da? Cu atât are mai multe grăsimi de tip trans, cu cât este mai lichidă, mai fluidă, cu atât este mai sănătoasă. Da, mai bine stăm departe de margarină și mâncăm uleiurile sau grăsimile vegetale care sunt sub formă lichidă. Bun. De asemenea, cei care consumă diete bogate în carbohidrați simpli, glucoză, fructoză și zahărul, care este un dizaharid format dintr-o moleculă de glucoză și una de fructoză. Mulți spun așa, băi, eu am înlocuit zahărul cu mierea de albine. E, bine. Ce ai făcut? Păi nu mai mănânci zahăr, care este o moleculă de glucoză legată de una de fructoză, ăsta e zahărul. Da? Nu mai mănânci zahăr, dar mănânci mierea. Ce este mierea? Mierea este un amestec de părți egale, glucoză și fructoză. Deci tu nu mai mănânci așa, mănânci așa. Da? Pentru că în miere nu mai sunt legate. E cam 50%, depinde și de soiul de miere. Unele au mai multă fructoză, altele mai puțină fructoză și așa mai departe. Dar nu ai câștigat nimic dacă mănânci miere în loc de zahăr, decât că psihic îți face bine, da? Că știi că nu e chiar zahăr. Dar atenție, vorba Bibliei, știți că spune, fiule, dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și să o vergi din gură. Da? Deci este un sfat interesant acolo. Eu nu spun să nu folosim o linguriță de miere zilnic la ceai, da? Dar spun că unii nu mănâncă miere, unii beau miere, da? Și o beau nu cu păhărelul, ci cu borcanul. Și atunci lucrul acesta este extrem de grav. Bun, cei care au probleme sinusale cronice, da? Ca simptom al unor expuneri la mucegaiuri, aici vreau să fac o paranteză. Verificați-vă bine casele, apartamentele, subsolurile. Dacă aveți vreo scurgere de apă, remediați-o. Ori dacă simțiți miros de mucegai, săriți în aer, sunați la 112, da? Spuneți, sunt în pericol de moarte, miroase a mucegai în casă. Bine, nu o să faceți chiar așa, da? Da, o să sunați un instalator, o să sunați un zugrav, o să vă duceți să vă cumpărați un spray de la cu clor ca să tratați locul acela. Știți că Biblia vorbește foarte mult despre bolile, rănile caselor, da? Bun. Deci, haideți să ne întoarcem. Sunt persoane care au făcut boala Alzheimer din cauza mucegaiurilor din subsolul clădirilor în care locuiesc. Și n-au tratat. Sunt multe persoane în vârstă, neputincioase, și n-au tratat problema. Este un risc maxim. Sau la locul de muncă.
patronul nu are bani să investească într-o reparație și te duci acolo în fiecare zi și inhalezi sporii aceia de mucegai. Rezultat Alzheimer. Cei cu probleme gastrointestinale, cum ar fi balonările și diareea, ca simptome ale unui intestin permeabil, leaky gut syndrome se cheamă, sau prin alterarea echilibrului din interiorul microbiotei intestinale. Cam totul se traduce prin modificări în flora intestinală, da? Cei care fac diabet de tip 2 fac pentru că în flora intestinală au apărut niște microbi nesănătoși. Dezechilibrele de acolo ne pot produce multe necazuri, printre care și, iată, Alzheimer-ul. Ca dovadă că suntem un întreg, da? Noi nu suntem bucățele. De aceea și când te duci la doctorii de bucățele, da? Doctorul de inimă e de o bucățică, doctorul de endocrine e o bucățică și așa mai departe. Cineva, un doctor, trebuie să le integreze pe toate, da? De regulă un internist sau un medic bun de specialitate de medicină generală, trebuie să le integreze, sau unul care se documentează și se uită și în afara bucățelei lui, da? Se uită mai departe și nu se lasă, cum să spun eu, copleșit doar de... Am avut, de exemplu, un pacient și mi-a venit: domn doctor, nu pot să respir. Când mă culc în pat, zice, nu mai pot să respir. Zic, păi bun, hai să facem o electrocardiogramă. Păi ce, am fost la spital, am fost internat la cardiologie, serios? Și ce ți-a spus? Păi mi-a dat un tratament, ia să văd. Am uitat la tratamentul de cardiologie și după tratamentul ăsta tot așa? Da, tot așa. A, nata aia pe-n burtă, în capul meu, ziceam. Nata, sigur, ai ciroză. Nu se poate. E, când a fost în spital și s-a uitat cardiologul la inimă, ce, n-a pus sonda un pic mai jos să vadă că acolo ficatul plutea în apă, da? Și ascita aceea împingea diafragmul, diafragmul împingea plămânii și omul nu mai putea să respire, mai ales în poziția asta, când se ducea gâl-gâl lichidul spre torace, da? Și a fost confirmată pe loc suspiciunea mea, că avea omul ciroză și avea ascită în burtă. Și oricum un cardiolog ar trebui să se uite și în burtă, pentru că într-o anasarcă, într-un edemele generalizate care pot să apară într-o insuficiență cardiacă, pot să ai lichide în multe zone ale corpului, nu mai spun de abdomen. Bun. Alimentele procesate sau non-organice, care adesea duc la sindromul de rezistență la insulină. Ce este sindromul de rezistență la insulină? Îmi iau puțin 2 minute să vă spun. Insulina este poștașul care vine la poartă să vă aducă corespondența, ziarul, scrisorile, alea sunt glicemia, da? Glucoza. Poștașul vine, bate la poartă, la ușa celulei și zice, ți-am adus corespondența. Insulina zice, ți-am adus glucoza, deschide ușa. Tu te uiți pe gaura cheii, ce, nu-l cunosc pe poștașul ăsta, nu-i deschid, e periculos, poate să mă prade. Și nu-i deschide și poștașul zice, treaba ta, eu îți las corespondența în fața ușii. Și azi așa, mâine așa, și ce se întâmplă cu aleea ta pe care putea să intre lumea în casă? Păi nu mai poate să intre pentru că s-a colmatat de corespondență, adică glucoza aceasta crește în afara celulei, în sânge și ai ajuns la diabet. Prima etapă este creșterea rezistenței la insulină, când celula nu mai vrea să deschidă ușa ca să intre, ca insulina să bage glucoza în celulă, asta e prima etapă, se mai cheamă pre-prediabet, pre-prediabet. A doua etapă e prediabetul, când glicemiile încep să urce de la 100 la 125 pe nemâncate, iar pe mâncate între 140 și 200, și apoi vine în sfârșit diabetul zaharat de tip 2, care duce la glicemii peste 126 pe nemâncate, nemâncate înseamnă 12 ore de post, sau pe mâncate peste 200 miligrame pe decilitru. Bun. Când a venit diabetul, majoritatea oamenilor cred că este sfârșitul lumii pentru ei, pentru că încep complicațiile diabetului și e adevărat, este lucrul acesta, numai că, și aici o să trebuiască să discutăm împreună un alt concept, dacă îmi permite puțin timp, conceptul de continuum și cum vin bolile una după alta, astea cronice, netransmisibile, numai că dacă ajungi la un doctor bun, care știe că diabetul poate fi reversat, adică dat înapoi, el îți va da un regim de viață
și un tratament pentru diabet, desigur, cu care tu poți să scapi de diabet. La fel cum se poate întâmpla și cu boala Alzheimer. Eu n-am crezut lucrul acesta, că boala Alzheimer, odată ce ai făcut-o, mai poți să fii recuperat. Dar pentru că n-am crezut, am plecat în Statele Unite să contactez pe un nutriționist adventist, Wes Youngberg. Urmăriți-l pe YouTube, Wes Youngberg. E fenomenal omul și l-am întrebat dacă doctorul Dale Bredesen, profesorul de neurologie din Nordul Californiei, are dreptate sau e scamator când spune că boala Alzheimer poate fi vindecată. Și mi-a spus că e colaboratorul lui, a făcut cursuri la el și tratează la fel cum tratează și profesorul Bredesen, și atunci m-am lămurit că e o treabă serioasă și am început să studiez fenomenul acesta. Dar câți doctori știu? Pacienți nu mai spun că nu știu. Da? Și consider că odată ce ai diabet sau odată ce ai, cum se cheamă, Alzheimer, gata, s-a terminat. Nu mai este cale de întoarcere. Și deja profesorul Bredesen a publicat o carte cu primii supraviețuitori de boala Alzheimer, adică primele persoane care au fost recuperate din boala Alzheimer și care încep să povestească, nu știu cum își aduc aminte, asta rămâne o enigmă pentru mine, cum era în timp ce erau bolnavi de boală Alzheimer. Bun, ne întoarcem aici. Vorbim apoi despre farduri, spray de păr sau antiperspirante pe bază de aluminiu, care este o substanță toxică. Cei care suferă și sunt constipați prin constipație sau transpiră, nu transpiră suficient, transpiră insuficient, da? Au un risc. Asta înseamnă că beau apă puțină. Bun. Ia să vedem următorii. Mai este un diapozitiv, după ăsta cu farduri. Mi se pare că este unul legat de cei care au deja populația care manifestă, da. Mai este un factor de risc, și anume cei care deja au un deficit cognitiv ușor. Adică așa numitul MCI, mild MCI, mild cognitive impairment, adică afectare cognitivă ușoară, care este un început, să zicem așa, de boala Alzheimer, dar care poate să nu evolueze spre boala Alzheimer. Nu toți care au această afectare cognitivă ușoară ajung la boala Alzheimer, mai ales dacă intervii la timp, și chiar unii care sunt la începutul bolii Alzheimer ar putea să fie aduși înapoi. Numai că, pentru a fi aduși înapoi, e nevoie de câteva lucruri. Haideți să vedem mai departe un alt diapozitiv. Înainte de a vorbi de protocolul acesta neuro, care începe cu N de la nutriție, E de la exercițiu, U de la ușurare, da? Adică o relaxare, O e de la odihnă, și râul nu mai știu de la ce este, dar o să vedem imediat. Vreau să spun că în aceste centre unde se tratează bolnavii de boală Alzheimer, pacienții sunt întâi și întâi evaluați. Și profesorul Bredesen spune că există vreo 45 de parametri, vitamina D, vitamina B12, hormonii tiroidieni, hormonii sexuali, fierul, calciu, magneziu, acizii grași omega-3 și alte constante biochimice care trebuie verificate și trebuie corectate și aduse prin stilul de viață sau prin suplimente nutritive și vitaminice, trebuie aduse la un interval optim. Optim înseamnă nu normal statistic, ci mult mai sus, da? Și o să vă dau exemplu când o să începem discuția pe baza vitaminei B12. Acum aș vrea să vă prezint rapid acest program numit Neuro, care este al familiei de doctori neurologi, familia Sherzai de la Loma Linda. Când am fost la congresul acesta de nutriție din 2018, care are loc odată la 5 ani, Congres Internațional de Nutriție Vegetariană, și l-am cunoscut pe doctorul personal, pe acest nutriționist, doctorul Wes Youngberg, nu-i medic, este doar nutriționist, mi-a spus, zice, ai văzut, familia Sherzai este aici. Zic, da, cine sunt ăștia? Zice, doi neurologi care, uite, au scris o carte, The Alzheimer's Solution, se chema cartea. Da, unde? Am văzut și eu reclamă la carte. Ei tocmai și ținuseră speech-ul de final,
își strânseseră tot, nu mai era nicio carte de vânzare, noroc cu fratele Bebe Chelbegeanu, prietenul meu, că s-a dus într-un oraș alăturat și a cumpărat cartea și mi-a adus-o. Și din cartea aceasta a acestor doi neurologi, care s-au minunat văzând că, nu știu dacă sunt adventiști sau nu, deși lucrează la un spital adventist, s-au minunat că în Loma Linda, unde nu știu cât la sută din populație este adventistă, nu știu, 40% sau poate mai mult sunt adventiști, s-au minunat că în Loma Linda nu prea există boala Alzheimer. Dar alături de Loma Linda, următoarea localitate, San Bernardino, care este pe locul 1 la criminalitate în America, și Loma Linda e pe ultimul loc la criminalitate în America, da? Și nici nu știi când ai trecut dintr-un sat într-altul, ca să zic așa, dintr-un orășel într-altul, în San Bernard, care e un oraș mai mare decât, bineînțeles, Loma Linda, care e mai așa, o localitate, acolo puzderie de boala Alzheimer. Dar acolo sunt și alimentele, fast food-urile și toată viața modernă pe care noi o știm astăzi. Da? Pe când în Loma Linda, oameni de 90 de ani, 95 de ani, 100 de ani, la cumpărături, la jogging, la, știți, altă alimentație, altă filozofie, altă mișcare, alt stil de viață. Bun. Și acum, programul acestor medici, numit Neuro, are câteva caracteristici. Se caracterizează, hai să începem cu partea de nutriție. Am să sar peste acești 4-5 de factori care trebuie să aduci la normal, că el zice așa, dacă în sala aceasta avem 45 de găuri, plouă prin toate 45 găuri, că nu trebuie să le astupăm pe toate. Și de aia se ocupă de fiecare din acești parametri, da? Și a observat el că dacă astupă mulți, așa, restul se cam astupă singuri, ultimii, da? Ceva foarte interesant. Și se ocupă de fiecare și îl aduce. Vitamina D, cât ar trebui să fie? Păi nu le luăm după ce spune știința, da? Sau statistica, că alea sunt date statistice, pe oameni care nu se plâng că ar avea probleme. Dar dacă e la mamărunță, o să vezi că și aia au lipsă de vitamina D, dacă sunt la partea de jos a intervalului de normalitate. Și atunci ți iei ca țintă dintr-un interval, dacă citim noi în foaia aceea de analize, da? Că vitamina D, 25-OHD, așa se cheamă, 25-hidroxivitamina D, trebuie să fie undeva între 35 și 100. Unii spun 35-80, alții spun 35-100. Bun. Și dacă ai 36, e bine? Întrebare, e bine? Păi nu e cum să fie bine, că ești la limita de jos. Tot ce e bun, ne trebuie mult, nu? Câtă fericire vă trebuie? Așa, un pic, numai să... Da? Nu, toată lumea vrea fericire cât mai multă. Așa e și cu vitamina D. Ne trebuie o doză cât mai mare de vitamina D, în limitele respective, da? Nu există. Deci toxicitatea la vitamina D, să știți că nu începe pe la 100, cum scrie acolo. Că n-are cum să fie la 99 bine, că ți-a pus intervalul 100 și acolo scrie că la 100, de la 100 în sus e toxic. Păi stai puțin, la 99 e bine și la 101 deja e toxic? Hai să fim serioși, da? Deci folosiți-vă creierul, ori de câte ori judecați aceste lucruri și luați-vă ca țintă mijlocul intervalului, de la mijloc în sus, da? Dacă scrie 35-100, cât este mijlocul intervalului? Păi este 65-30 și cu 35 vă 65, da? Deci de pe la 65 în sus, asta este idealul la vitamina D. La fel trebuie să judecăm și la vitamina B12. Și invers trebuie să judecăm la substanțele sau acei parametri care reprezintă factori toxici, cum este homocisteina. Dar nu mai intrăm în alte amănunte. Haideți să vedem partea de nutriție. Ce înseamnă nutriția care poate să prevină sau poate să dea înapoi boala Alzheimer? Dieta numită dieta Ketoflex. O să analizăm mai multe diete. În primul rând, dieta Ketoflex 12-3. Ce înseamnă 12-3? Înseamnă că se va ține un post de 12 ore, iar 3 ore înainte de culcare nu mai mănânci nimic. Da? Adică, să zicem că a doua zi masa de dimineață e la ora 7. Da? 7, 7 seara, te culci la 10. E bine? Da, e respectat. Pentru că de la 7 seara, când nu mai mănânci, ai până la 7 dimineață 12 ore și pentru că nu te culci imediat ce ai mâncat, da, la ora 7.
ci lași 3 ore până la culcare. Deci ai respectat. Asta este minim, minim. Nu vă mai duceți la minim întotdeauna, știți? Câți pași minim trebuie să fac eu pe zi? Cam așa. Nu trebuie să punem asemenea întrebări. Câți pași trebuie să fac pe zi ca să mă bucur de o sănătate maximă? Că nimeni nu vrea o sănătate minimă. Măi, pentru o sănătate minimă, deci așa ar trebui să răspunem. Da? Pentru o sănătate minimă, fă așa. Deci pentru o sănătate minimă, dieta Ketoflex 12-3 e foarte bună. Da, vreți mai mult, da? Ca fericirea, sănătatea. Prea iubitule, să sporească sănătatea ta, cum sporește și fericirea sau sufletul tău. Bun. Acum, ce se întâmplă? O dietă mai bună decât 12-3 este 14-4 sau 16-6. Ce înseamnă 16-6? Haideți să luăm acest model, care zic eu că este sănătatea cea mai bună. Înseamnă că lași un post de 16 ore, de la a doua masă dintr-o zi până la prima masă din a doua zi. De exemplu, dacă mănânci la 8 dimineață, masa cu o zi înainte a fost la ora 16. Și atunci, de la 16 până la 8 dimineață, ai, de la ora 4, da, până la 8 dimineață, ai aceste 16 ore. Dar în aceste 16 ore, tu n-ai voie să mănânci nimic. Da? Nu ronțe nimic, nu bagi un fruct în gură, nu bei un pahar cu must, nimic. Nimic înseamnă apă sau apă cu lămâie sau ceai cu lămâie. Da? Fără niciun dulce. De ce e important lucrul acesta? Și dacă mă urmăriți acum, veți înțelege ceva fantastic despre creierul omului. Creierul omului este un motor trihibrid, adică merge cu 3 feluri de combustibil. Merge cu glucoză, asta îi place lui cel mai mult, asta o preferă, când le are pe toate în față, toate combustibilurile, alege glucoza, dar poate să meargă și cu corp cetonici. Sunt 3 corp cetonici, acetoacetatul, beta-hidroxibutiratul și acetona. El poate să funcționeze și cu acetoacetat și cu acetonă și cu beta-hidroxibutirat, da? Dar când va funcționa pe baza acestui combustibil? Când nu-i dai glucoză. Că v-am spus că glucoza el o preferă. Păi de-aia zic să nu mâncați. Că dacă mâncați, va lua glucoza din amidon. Dar dacă nu mâncați, ce faci? Ce o să facă creierul ca să nu moară? O să folosească acești corpi cetonici, aceștia 3 despre care am vorbit, pe care îi produce cine? Ficatul din ce? Din grăsimile din ficat, trigliceride. Ați auzit pe mulți zicând, m-am dus la doctor, am făcut ecografie și mi-a zis că am ficat gras. Auleu, am ficat gras. Da, e bine că zice auleu, dar soluția, una dintre soluții este lasă un post zilnic intermitent de 16 ore sau 15 ore, cât postul? 14 ore. Da? Lasă acest post zilnic intermitent pentru că în acele 14 ore creierul va consuma corp cetonici pe care îi va fabrica ficatul la cererea creierului din grăsimile din ficat și atunci o să scade grăsimile din ficat. Înțelegeți? Și al treilea combustibil cu care funcționează creierul este următorul. Să zicem că omul îl fugărește un câine, da? Undeva, pe câmp. Te fugărește câinele ciobanilor. Și ajungi la o intersecție, nu știi, să o iei la stânga, să o iei la dreapta, glucoză nu ai, că n-ai mâncat în ultimele 2-3 ore. Glucoză n-ai. Să fabrice ficatul corp cetonici din trigliceide nu-i timp. Da? Tu trebuie să știi atunci pe loc ce să faci cu câinele ăla. Și atunci tu ai fugit până atunci, ai dezvoltat în mușchii tăi acid lactic, da? Lactatul, și creierul zice, bun și lactatul. Și ia lactatul, prelucrează și spune, ia-o la stânga. Da? Sau pitește-te, sau îți dă o soluție. Creierul funcționează pe bază de acid lactic care produce oboseala musculară la cei care se supraexersează. Deci este un organ extraordinar pe care l-a dat Dumnezeu ca să poată să funcționeze cu toți acești, cu toate aceste tipuri de combustibil. Aici mai trebuie să mai facem câteva mențiuni. Și anume, dieta noastră, chiar dacă se caracterizează prin aceste 16 ore de post, îi zicem noi post zilnic intermitent, și care te ajută să slăbești, te ajută să-ți meargă mintea mai bine. Ce se întâmplă? Creierul merge mai bine cu corp cetonici. De-aia o să găsiți nutriționiști deștepți cu ghilimele de rigoare care o să-ți recomande carne de porc, slănină, șuncă. Am auzit și eu pe una vestită, da? Care recomandă așa ceva. De ce? Pentru că aceste grăsimi constituie materie primă pentru ca ficatul să prepare corp cetonici cu care creierul zbârnie. Da?
Dar ce faci cu colesterolul ăla mare care se duce pe vase? Și vasul, calamina, se tot depune pe țeavă. Da? Până într-o zi. Când, gata, s-a înfundat și atunci ai infarct, ai accident vascular cerebral. Deci asta nu este o soluție, să mănânci mai gras. Mai ales grăsimi saturate, grăsimi de tip animal. Și atunci, soluția cea mai fiziologică este acest post zilnic intermitent prin care bagi creierul în cetoză, adică în consumul de corpi cetonici. Bun, dar nu este suficient. Trebuie ca să fii atent la carbohidrații rafinați. Adică, ce înseamnă carbohidrați rafinați? Înseamnă că carbohidrații simpli, pe bază de glucoză, fructoză și zahăr, în special. De aceea se recomandă ca un dulce de cofetărie, să zicem, să fie servit o dată pe săptămână. Adică o înghețată, o felie de tort, o prăjitură cu cremă, o dată pe săptămână. Asta este în dieta mediteraneană. Sigur că o plăcintă cu dovleac, apropo, dovleacul are foarte multă arginină, da? Și din arginină se dezvoltă oxidul nitric. Și oxidul nitric este un vasodilatator și ajută foarte mult organismul, pentru că și modelează interiorul arterelor. E foarte important oxidul nitric, deci arginina. Nucile și cu dovlecii au foarte multă arginină. Da? Dar dacă nu e suficient și nu poți să mănânci prea multe nuci, așa, atunci mai iei câte un supliment de arginină de un gram, o dată, de două ori sau chiar de trei ori pe zi, cum dă profesorul Igor Huck de la Viena, care e profesor de chirurgie vasculară. Deci până la 3 grame de arginină dă. Bun, ne întoarcem. Despre ce vorbeam? Despre carbohidrații simpli, rafinați. Deci nu vorbim despre o felie de plăcintă cu mere din casă, care poate să fie consumată, eu știu, mai aproape zilnic, să zicem. Vorbim despre cele care sunt foarte concentrate. Bun, dar trebuie să fim atenți la carbohidrații simpli, adică cartoful, pâinea albă, orezul alb, băuturile răcoritoare și tot ce este îndulcit cu zahăr. Da? La asta trebuie să fim foarte, foarte atenți. Și dacă vrem să dăm înapoi diabetul, trebuie să stăm cât mai departe de acestea. Nu mai vorbesc de bomboane, de prăjituri, că de astea le știți și dumneavoastră că sunt interzise. Așa, dacă tot vreți să mâncați, apropo de ciocolată, vă place ciocolata, apropo rezidente de la psihiatrie, la nebunie, folosiți ciocolată neagră. Și cu cât e mai concentrată în cacao, da? Ați văzut, 60%, 70%, 80%, 90%, e din ce în ce mai scârboasă, da? E mai amară, mai rea, dar din ce în ce mai sănătoasă, pentru că are flavonoizi în acea ciocolată neagră și dacă tot vreți să vă destrăbăleați cu puțină ciocolată, folosiți ciocolata neagră, dar nu știu dacă ați observat că mai toate ciocolățile, tabletele de ciocolată, cineva a săpat niște șanțuri în ele. Ați văzut? Unele șanțuri se duc așa, altele se duc așa. Ați văzut? Sau n-ați văzut? Da? Oare de ce sunt șanțurile alea săpate în ciocolată? Dar unii nu le văd pe acelea. Nu le văd. Au desfăcut tableta de ciocolată și gata. Au mototolit-o și au aruncat-o. Nu le mai trebuie ambalajul. De ce? Că nu au păstrat nimic. Păi n-au văzut șanțurile. De ce-s făcute șanțurile? Alea-s porțile, da? Nu folosiți mai mult de o porție dintre aceia. Gustați mai mult. Țineți-o mai mult în gură și închideți ochii și vă luați de acolo doza de endorfine. Bun. De asemenea, trebuie să consumăm majoritatea alimentelor bogate în carbohidrați trebuie să fie cu un index glicemic sub 35. Ce înseamnă indexul glicemic? Toate alimentele se caracterizează printr-un index glicemic și un index insulinic, da? Dar indexul glicemic înseamnă cât de repede crește glucoza în sânge după ce ai mâncat un aliment și cât de sus se duce. Și cu cât indexul ăsta glicemic e mai mare, cu atât e mai periculos. Deci trebuie să fie un index glicemic, când verificați în tabel, sub 35. Nu știu dacă scrie și pe etichete. Ar trebui să scrie. Alimentele procesate, atenție, sunt periculoase, sărace în fibre. Uleiurile vegetale bogate în acizi grași nesaturați, alea sunt sănătoase, da? În uleiul de măsline, de avocado, de nuci, de semințe.
Bun. A doua dietă. Deci am vorbit de dieta keto-flex. Ce înseamnă keto? Care produce corp cetonic și flex, că este flexibilă. Da? Dieta mediteraneană este o dietă omnivoră care recunoaște și prezența cărnii de pasăre și pește, o porție de carne de pasăre pe săptămână și o porție de carne de pește pe săptămână. Eu aș spune că la pește am putea să-l servim și de două ori pe săptămână. Cei care doresc să mănânce pește, eu nu mănânc carne de 44 de ani și anul acesta am început și eu să mai gust niște carne de pește din când în când pentru acizia aia grea și nenorocesc cu lanț lung, EPA și DHA, pe care nu prea ai de unde să iei decât din niște, spuneam eu că organismul fabrică din ALA scurt, care e în nuci și în uleiul de semințe de in, fabrică el 10%, fabrică EPA și 5% maxim DHA. Dar cred că pe măsură ce ne intrăm în vârstă avem nevoie de o cantitate mai mare de acești acizi grași omega-3 cu lanț lung, EPA și DHA. Și atunci peștele ar fi o idee, o soluție, nu o propun ca pe o rezolvare definitivă, dar pentru cei care vor sau nu vor să se despartă de pește, să-și aleagă măcar un pește pe care să fie sigur că este sănătos. Deci preferați întotdeauna peștele. Repet, asta este o îngăduință, nu este o recomandare. Este îngăduință, dar dacă tot mâncați pește, măcar căutați peștele de apă adâncă, pește marin de apă adâncă, da? Pește sălbatic, nu peștele de crescătorie. Peștele de crescătorie, chiar dacă este crescut în Marea Neagră, a Nordului, mai știu unde îl cresc ei, în Atlantic, crește în niște țarcuri speciale unde omul îi dă de mâncare peștele, știți? Și atunci peștele acela nu are carnea la fel, aceeași culoare, același gust, același miros cu peștele sălbatic. Da? Și pentru că e foarte scump, carnea de pește sălbatic, oceanic, de apă adâncă, te ustură la buzunare, nici nu cred că vedem noi asemenea cărnuri pe galantarele de la supermarketuri, cred că sunt doar niște magazine speciale care vând așa ceva și prețul este usturător, atunci soluția ar fi să mâncăm peștele acesta de la conserve, cum sunt sardinele, da? Sardine, macrou, care e deja, astea nu se apucă nimeni să facă crescătorie de asemenea pești, știți? Ăștia sunt chiar sălbatici și eu ar fi o soluție acceptabilă. Da, și tonul, somonul, scrumbia, sunt pești care, cu cât să e mai gras peștele, cu atât e mai sănătos, mai mult acest graș omega-3. Dar cine nu vrea să mănânce pește, face mai bine, da? Pentru că în pești au fost găsiți, au fost găsite tot felul de substanțe, șampoane, antidepresive, împotriva colesterolului, împotriva diabetului, câte au găsit în antidepresive, am zis parcă, da? Toate acestea au fost găsite în pești și problema nu este că omul înghite din pește doze farmacologic active de suficient de mari ca să îi facă ceva omului, ci problema este că într-un organism viu se întâlnesc medicamente care omul nu le ia în mod normal împreună, nu le asociază pentru că au interacțiuni medicamentoase și doctorul ar trebui să știe și să-i spună nu asociezi cutare cu cutare, lași atâtea ore între cutare și cutare sau când iei de ăsta, nu iei de ăla și așa mai departe. Pe gând, peștele nu are instrucția aceasta și la el se amestecă în același organism viu medicamente care au interacțiuni nefaste pentru organismul respectiv. Bun. Deci, vorbim despre dieta mediteraneană, o dietă omnivoră care poate fi reprezentată printr-o piramidă care are la bază exercițiu fizic zilnic, activitatea fizică unde păcătuim majoritatea, eu în frunte, controlul greutății la bază a piramidei și apoi alimentele care se consumă zilnic, cereale integrale, legume, leguminoase, fructe, măsline, ulei de măsline, plus lactatele cu cantitate redusă de grăsime, cine vrea să mai mănânce lactate, așa. Și apoi vin cele care, astea zilnic, și apoi vin cele care se consumă o dată pe săptămână, carne albă, o porție de carne de pasăre, le spun la pacienți uneori, încă și tu, carne de curcan. Și spun, atenție, o porție, n-am zis un curcan pe săptămână. Da? Le atrag atenția ca să fie clar, că altfel ei înțeleg altceva. Ăla care înțelegea că are voie să mănânce între mese,
trăgea mesele una lângă alta și mânca între ele. Sau ăla care zicea că are voie să mănânce nu știu cât la o masă, își făcea 6 mese pe zi și ca să mănânce mai mult din ce îi plăcea lui. În fine, oamenii sunt ciudați și sunt foarte inventivi când e vorba să-și satisfacă gustul. În fine, și aici intră și prăjitura aia despre care vă vorbeam, iar carnea roșie, cine vrea neapărat să mai mănânce o friptură de vită, să zicem, nu o recomand, dar cine vrea, n-are voie în cadrul alimentației mediteranene mai mult de o porție pe lună. Dar dacă are probleme cardiace, diabet și nu știu ce, luna eu arăt sus pacientului. Ai voie o porție pe lună. Dieta pesco-vegetariană este un alt tip de dietă, care e mai bună decât o dietă uzuală, omnivoră, da, obișnuită. Dieta lacto-ovo-vegetariană, atenție că și lactatele, mai ales bărbații, aș recomanda bărbații, mai ales de la o anumită vârstă, să se abțină de la brânzeturi pe cât se poate, să reducă drastic cantitatea de brânză din cauza riscului de cancer de prostată care a fost legat de consumul de brânză. Dieta vegană aici va veni cu, atenție, cu suplimentarea vitaminei B12. Deci nu este dietă vegană fără să iei B12 separat. Nu așa că să nu te speli pe dinți, cum ziceau unică, ci că dacă te speli dimineața pe dinți, ai dat afară vitamina B12. Păi de unde ai vitamina B12 între dinți? Păi ce ai că mai rămân resturi de la când te-ai spălat pe dinți și pe alea se dezvoltă niște bacterii, că bacteriile produc vitamina B12. Asta este sursa de B12, de la bacterii. Și se produc în foiosul animalelor ierbivore. De acolo e mult B12. Știți? Și cei care consumă carne ar trebui să nu facă niciodată deficit de B12. Dar lucrul acesta se întâmplă, o să discutăm imediat, până la vârsta de 51 de ani. După 51 de ani poți să mănânci carne de 3 ori pe zi, că tot poți să faci deficit de B12 din cauza incapacității organismului în vârstă de a absorbi acel B12. Da, asta poate o să discutăm. Bun, partea flex, deci se referă la flexibilitatea dietei despre care am vorbit. Deci dieta aceasta se bazează predominant pe alimente de origine vegetală, neamidonoase, da? De cât mai multe culori, de la verde închis până la galben, oranj și roșu. Iar în dieta omnivoră, cine vrea să rămână la dieta omnivoră, alimentele de origine animală sunt mai mult un condiment decât un fel principal de mâncare. Asta a fost legat de dietă, în partea de nutriție. Dar tot în partea de nutriție trebuie să vă spunem două vorbe despre suplimente. Suplimentele care oferă protecție neuronală. Și aici aș enumera vitamina B1, B3, B6, B9, B12, vitamina C, D, E, K2 sau MK7 se mai cheamă. E foarte important. Cine ia suplimente de vitamina D, poate să o se atingă întrebarea aceasta, trebuie să ia și vitamina K2. Pentru că vitamina D3, dacă iei, se absorbe mai mult calciu în corp și mai mult calciu se poate și depune. Pe unde? Păi se poate depune pe pereții arterelor, da? Ceea ce nu e deloc bine. Sau se poate depune în rinichi sub formă de calciu, sau se poate depune pe cioculețele, acele celebre osteofite, cioculețele de la coloană sau din calcaneu. Da? Se duce aiurea și se depune unde nu trebuie. Dar cine ia vitamina K2, nu K, K2 sau MK7, se mai cheamă, acela va dirija calciul acela în os. Resveratrolul, da, este un alt supliment, citicolina, acetil-L-carnitina sau alcarul, ubiquinolul, PQQ-ul, polichinolin, quinoa, acizii grași omega-3 cu lanț lung, de care vorbeam, EPA, DHA, coenzima Q10. Deci acestea sunt suplimente cu protecție neuronală. Diverse extracte de plante care susțin funcția sinaptică, ashwagandha, niște plante din India, ashwagandha, schisandra, dacă nu mă înșel, bacopa monieri, gotu cola, berberina, apropo de cei care au glicemii puțin mai mari, le recomand preparatul numit Golden Seal, care este un supliment natural pe bază de berberină, e o tufă care crește la marginea pădurilor, galbenă, și ea are capacitatea de a scădea glicemia. În China, zice că prima dată pacienții sunt tratați cu Golden Seal, nu cu siofor, cu metforminul, care este și la noi. Ginkgo biloba, da? Curcuminul. Toate acestea sunt extracte de plante care întăresc funcția sinaptică, adică de contact între neuroni. Și apoi diferite suplimente cu valoare antioxidantă. Și aici aș menționa glutationul,
da? În special glutationul acela care, cum îi spune, cum? Redus, nu îi spune, mai spune cumva, îmi scap acum, e cel mai scump, oricum, așa, glutationul, N-acetilcisteina, da? Care se ia, lumea o ia pentru tuse, da? Ca să rupă tusea. Dar ea este un trofic cerebral formidabil. Schisandra chinensis este o plantă, niște fructe de pădure chinezești, care conțin niște schisandrine standardizate, lemon balm, da? Setria, ăsta e glutationul setria, care conține, așa se cheamă, glutation setria, fabricat de GNC, ProNatura și Swanson, se găsește, se mai cheamă glutation lipozomal setria. Produsul Altrient conține așa ceva. Glutationul e cel mai puternic antioxidant celular. Da? Glicina, acidul alfa-lipoic din tiosen, beurile, bun. Exercițiu fizic, da? Trecem la NE. Neuro înseamnă N, nutriție, E, exercițiu. Aici putem vorbi despre aerobic, not, drumeții în natură, dialoguri în mers, da? E cam imposibil ce propun eu. În mers nu prea poți să ai dialoguri, pentru că să fie mersul mers și să-ți folosească, trebuie să dai la pedale, adică la mers, să mergi. Nu prea poți să vorbești în timpul mersului. Da, imediat când deschidem, așa. Stretcher size, în exercițiile de întindere, gimnastica medicală, bicicletă, sporturi care nu sunt sporturi de contact, mersul pe jos viguros, minim 150 de minute pe săptămână. 150 de minute pe săptămână. Doamne, ajută-mă și pe mine. Ușorare, am spus eu, al treilea lucru, ușorare, adică să o iei mai ușor, ușor luare, neuro, da? Suntem la ușoarare, adică iau mai ușor, relaxare prin muzică, mers pe jos, ameliorarea relațiilor. Apropo de ameliorarea relațiilor, vreau să vă spun ce am descoperit. Iertarea e cel mai frumos cadou pe care ți-l poți face singur. Nu este cadou mai frumos. Iarte pe cei care ți-au greșit. Și atunci îți ușurezi inima. Vei vedea că altfel privești. Timp de pauză în utilizarea telefonului, sau a tabletei sau a computerului, weekenduri și concedii sau vacanțe respectate. Neuro, R, de la restaurare. Ce înseamnă restaurare? Înseamnă terapie prin somn, somn regulat și somn de calitate. Aici am putea vorbi despre fazele somnului, dar nu avem timp. Important este să spunem măcar atât că un somn de calitate are cam 7-8 ore de somn, da? Și da, câte ore mai mult înainte de ora 12, dacă poți să prinzi, nu știu care profesor universitar spunea că la ora 10 a închis lumina de neurochirurgie, parcă. Optimizarea, neurooptimizare, adică punerea la lucru a creierului. Aici vreau să vă spun două vorbe, pentru că multă lume zice, noi jucăm table ca să împiedicăm boala Alzheimer. Table ca să împiedice boala Alzheimer. Eu nu prea știu să joc table, adică nu știu deloc. Nu știu cât de mult trebuie să spui creierul la contribuție ca să joci table. Dar alte jocuri, clar, sunt mult mai eficiente din punctul acesta de vedere, de exemplu șahul. Da? Dar haideți să punem întrebarea, care, sau rebusul, știți, toată lumea spune, fac rebus ca să nu vină Alzheimerul, să nu mă găsească acasă. Da? Cuvinte încrucișate. Creierul însă trebuie pus la sarcini complexe încă de la vârsta cea mai precoce și aceste sarcini complexe trebuie să fie susținute și la vârstele înaintate. Care sunt activitățile de tip multitask, adică multisarcină, care poate să activeze diferite tipuri de memorie? Și aici vă prezint niște activități care chiar merită să le luați în considerație dacă vă e frică, așa cum este mie frică, de boala Alzheimer. Astăzi am fugit la București ca să nu mă găsească Alzheimerul acasă. Mâine, poate la Megidia, poate în altă parte și așa se duce solia sănătății în stânga și în dreapta. Învățarea unei limbi străine, da? Bilingualismul poate întârzia boala Alzheimer cu 4 ani și jumătate.
arată un studiu din 2014 de la Universitatea Ghent. Un alt studiu din 2016 făcut de National Institutes of Health arată că acele persoane care folosesc două limbi, atunci când sunt diagnosticați cu boala Alzheimer ușoară, au rețele neuronale mai puternice și își păstrează mai bine rezerva cognitivă comparativ cu cei care vorbesc o singură limbă. Da? Deci ăștia cu Alzheimer, fac Alzheimer, dar reușesc să te păcălească, să îți dea niște răspunsuri, pentru că ei au deja abilitatea aceasta, știți? Sunt deja șmecheri din punct de vedere al inteligenței și dau răspunsuri de astea care pot să le interpretezi și așa și așa și ca să pareze faptul că ei de fapt nu mai țin minte. Știți? Își dau seama că nu mai țin minte. Bun, nu mai spun ce activează. Învățarea unui instrument muzical. Da? Cântatul vocal, da? De tip karaoke, activează centrii limbajului. Scrierea unor articole sau a unei cărți. Profesiile complexe exercitate în timpul vieții creează o reziliență, o elasticitate cognitivă mai mare decât acele profesii care s-au bazat pe repetarea unor gesturi care au devenit automate. Cine lucrează la banc, da, la bandă, nu își mai pune, e automat totul. Dar cine e pus într-o situație de a conduce, am fost managerul spitalului din Tecuci, v-am spus astăzi ceva, dar n-am vrut să spun mai multe. Am avut 400 de angajați. Da? Și mulțumesc Dumnezeu că am scăpat. Dar un an și trei luni, ăsta a fost tratament pentru mine, pentru că se spune că cu cât sarcina pe care ești pus să o faci este mai neplăcută, îți displace mai tare, cu atât creierul este forțat să găsească soluții mai multe și mai puternice. Deci provocările care duc la disconfort, practicarea unor lucrări manuale, cum ar fi gablonțuri sau bijuterii, obiecte de artizanat, asamblare de modele, de case, de mașini, de avioane, activează memoria vizuală, spațială, atenția, concentrarea și așa mai departe. Participarea la cursuri diverse, cursuri de genul cum să, învățarea unui limbaj de programare a computerului sau a exploatării unui computer, navigarea fără navigație, da? Păi ia să merg eu prin București, de colo-colo, fără să mă uit pe navigație. S-ar putea să regreți. Antrenament în realitatea virtuală, stand-up comedy, interacțiunea socială, da? Și eu mă opresc aici pentru că am depășit timpul. Și vă las să puneți întrebare. Foarte bine. Bun, v-ați făcut analiza vitaminei B12? Analiza vitaminei B12. Deci, stați o clipă. Hai să ne înțelegem. Așa. Trebuie să luați vitamina B12. După ce? Vitamina B de la barbu, 12. Despre asta vorbesc. Nu. Vitamina B12 separat. Nu vă bazați pe polivitamine, da? Pe multivitamine. Nu. Vă trebuie separat vitamina B12, separat vitamina D, separat. Atunci ce mă întrebați? Care e întrebarea noastră? Slăviți pe Domnul. Păi de ce? Păi de ce ați făcut fractură? Pentru că a scăzut calciu, da? Pentru că n-ați luat vitamina D. Vai, să vă dea bună sănătate. Da, nu mă puteți asculta. Și singur ați spus mai devreme că nu,
Nu mă puteți asculta. Bun. Pentru dopuri în urechi, dacă tot vorbim de Alzheimer în seara asta, putem vorbi și despre dopuri în urechi. Se curăță foarte ușor ceara cu apă oxigenată. Da? Puneți niște apă oxigenată, stați pe o parte și sfârie acolo. Da, aveți timp să vă duceți la Aurelis? Pe acestea să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Domnul Iisus a dat cunoștință și medicilor, vedeți că nu puteți să tăceți? Asta este semn de lipsă de B12. Faptul că nu puteți să ascultați până la capăt. Pentru că vă dați seama că nu țineți minte și dacă nu mă întrerupeți, ok, bine, mulțumesc. Haideți să vedem o altă întrebare. Nu vorbim aici de porunci, vorbim de niște lucruri mult mai simple. Foarte bine, foarte bine. Mă bucur, mă bucur. Faceți-vă analiza B12 și o să fie și mai bine. Vă dau și numărul meu de telefon, vă dau și consultație gratuită. Mai mult nu pot să fac. Deci vă ofer ceva, nu vă cer nimic. Vreau să vă întreb dacă vitamina K2 se ia zilnic împreună cu D3. Deci în fiecare zi una D3 și una K2? Teoretic da. Mai ales la dozele pe care eu le recomand de vitamina D3 și anume un 5.000 de unități pe zi. Dar vă ofer dumneavoastră o formulă pe care o dă profesorul Bredesen în cartea Sfârșitul Alzheimerului, care are un capitol care se cheamă Cognoscopia și puteți comanda această carte dacă nu o găsiți la librărie, în editura Lifestyle, e tradusă, se cheamă Sfârșitul Alzheimerului, are capitol acolo Cognoscopie și acolo vorbește și despre vitamina D3, ca și despre cupru, zinc, vitamina D și hormon tiroidien și așa mai departe. Bun. Și spune așa formulă. Scazi din cât vrei să ai vitamina D3, scazi cât ai și mulțești cu 100. De exemplu, să zicem că îți dozezi vitamina D și ai 20, da, de nanograme pe mililitru. Și ai fost la labirint sâmbătă seara și ți-a spus doctorul ăla, care tremură de Alzheimer, ți-a zis că ar fi bine să ai undeva la 65, 70, 80. Și spui, ia să-mi pun și eu ținta 80. Păi 80 fără 20 fac 60. Ori 100 fac 6.000. Deci dacă luați 6.000 de unități zilnic, o să ajungeți la 80 de nanograme pe mililitru. Da? Poftiți? N-am auzit. Ce se întâmplă? Întrebarea e foarte bună. Toate lunile cu R e imposibil să acumulezi vitamina D, să se fabrice vitamina D în piele. Vitamina D este și vitamină, este și hormon. Ea este vitamină în timpul iernii, este hormon în timpul verii. Adică care e diferența între o vitamină și un hormon? Vitamina este ceva care ai nevoie de din afară pentru că corpul nu o produce și hormonul este ceva care corpul produce, dar vitamina D este și pentru că iarna nu se produce, deci e vitamină, vara se poate produce sub acțiunea razelor ultraviolete de tip B. Dacă stai jumătate de oră la soare, bineînțeles că nu o să stai din prima zi jumătate de oră că te pârlești, pentru că soarele, singurul soare care fabrică vitamina D în piele este soarele dintre ora 10 și ora 15. Ăsta care e cel mai periculos. Ăsta fabrică vitamina D. Nu înainte de 10, nu după ora 15, da? Și dacă vrei să-ți iei vitamina D de la soare, stai astăzi 5 minute, mâine încă 5, poi mâine încă 5, deci 10, 15, până ajungi la jumătate de oră. Și stai în fiecare zi jumătate de oră cu o suprafață de corp, mâini, picioare, de exemplu, descoperită ca să aibă unde să bată vitamina, razele ultraviolete de tip B. Bun.
Dar să zicem că cineva are contraindicație, are niște nevi pigmentari, da? Și doctorul dermatolog a zis, nu te expui la soare. Bun, el ce poate să facă? Păi poate să stea la umbră, da? Pentru că la umbră stând pot să încasez aceeași cantitate de raze ultraviolete de tip B pe care le iei de la soare în jumătate de oră, întrucât umbra reduce 60% razele UVB, deci cam vreo oră și 20 de minute, dacă stai, nu? Dacă facem o socoteală, cam ce încasai în 30 de minute de stat la soare sub acțiunea directă a razelor UVB, care mai vine și vin și cu UVA-urile care mai fac rău, atunci tu stai numai la umbră, dar tot așa cu mâinile și picioarele expuse la umbră. Și de asta trebuie vreo oră și 20 de minute. Sau este o zi norată, norii rad cam 50% din razele UVB, deci cam o oră de stat pe afară, așa, în maieu și în pantalon scurt, face cât jumătate de oră de stat la soare. Între orele 10 și 15, da? Deci, iată, cam asta ar fi răspunsul. Iar în lunile de vară, deci când soarele scade în cap, ăla este, atunci se fabrică vitamina D. Da? În jurul orei 12, cu două ore mai înainte și cu două, trei ore după aceea. De asta am zis 10-15. Contează unghiul sub care cade raza solară sau radiația UVB. Bun. Deci, eu recomand la toată lumea să ia măcar 5.000 de unități de vitamina D3 de toamna, din luna, nu știu, poate octombrie începând, să ia zi de zi 5.000 de unități până în luna mai, poate inclusiv în mai, uitați-vă că abia zilele acestea a mai fost soare, dar până acum n-a mai fost. Deci contează foarte mult dacă ai soare sau nu. Dar în principiu, lunile de vară, iunie, iulie, august, n-ai nevoie de vitamina D dacă stai suficient pe afară. Da? Și în condițiile în care ai o suprafață de corp care să fie expusă la radiațiile UVB. Iar dacă faceți, dacă răciți, da? COVID, gripă, orice ar fi, orice viroză, da? Că sunt și o grămadă de adenovirusuri și orice răceală, da? Tratați-o în primul rând cu o doză mare de vitamină D3. Luați de 10 ori mai mult, adică o zi, luați 50.000 de unități de vitamină D3, da? Măcar o zi. Puteți și două, puteți și trei zile. Da? Să luați așa. Și atunci o să vedeți că a doua zi s-ar putea să nu mai aveți absolut nimic. Da, măcar o zi dați-i 50.000 de unități. Vitamina D3 se găsește sub formă de capsule de 5.000, se găsește sub formă de comprimate de 10.000 de unități. Am văzut la farmacia Tei și am și cumpărat. Dar atenție, comprimatul este de ăsta uscat, nu este sub formă de ulei. Și atunci ăla trebuie luat numai la o masă la care ai mâncat ceva gras. Avocado, ulei de măsline, salată de roșii cu ulei, da? Ceva gras, nuci, pentru că ca să se absorbă un comprimat care are 10.000 de unități de vitamina D3, pe care, apropo, poți să-l dai în două, se poate da în patru comprimatul ăla, e făcut așa, sau poți să iei o zi una și o zi deloc, ca să ai 5.000, știți? Și atunci ai făcut 5.000 în fiecare zi, dacă vrei. Și socote, zilele pare iau, zilele îmi pare nu iau, că altfel uiți, Alzheimer-ul își face și el treaba. Păi despre ea vorbesc. Nu, e D3 este. D3. Mai puțin D2 se găsește. Asta e vitamina D3. A, apropo de K2. Există uneori vitamina D3 cu K2. Deci eu recomand măcar la două zile, da? Pentru că este scumpișoară vitamina K2. Sunt unele, deci eu recomand ca dacă ia cineva, cum am luat eu an de zile, 10.000 de unități pe zi de vitamina D3, acolo trebuia să fi luat și vitamina K2 de 100 de micrograme în fiecare zi. Dar n-am făcut-o. Adică nu mă pot da exemplu. Deci, dacă există posibilitate, mai există aia de la ProNatura de 75 de micrograme. Da? Deci, important e să mai iei măcar la două zile să ieși cât un vitamină K2. Da? Foarte bună. Foarte bună. Foarte bună. Foarte bine. Foarte bine. Mai era o întrebare?
legată de B12 ceva sau nu? De B12. Da. Acum 3 luni de zile am început să am niște dezechilibre care până la urmă am căzut de 2 ori, am făcut RMN, am mers la medic, mi l-a citit, dar nu am fost mulțumită de diagnosticul pe care mi l-a dat. Mi-a dat beta-serg și nu mă simt bine. Cât aveți B12? Foarte puțin, vreo 365. Creșteți B12-le la 800, 900, 1000 și nu o să mai cădeți. Da, bine, pentru că mulțumesc. Vitamina B12 este legată de echilibru și de teaca neuronilor, da? Mielina. Și e legată și de memorie, legată și de afectivitate, omul este mai echilibrat, legată de depresie, nu mai ești depresiv, legată de somn. Vitamina B12 e legată de somn. Sunt oameni care nu pot să doarmă și dacă le dai metilcobalamină, care e cea mai este forma de B12 cea mai bună, nu cianocobalamina, ci metilcobalamina, și se găsește la Pelatei, e vreo 90 ceva de lei cutia cu 60 de comprimate metil. Nu se mai găsește în ultimul timp? Care este cea mai eficientă? Nu, pastila sau injectabil B12? Poftim? La BBTI. BBTI. Nu la farmacia tei, la BBTI. Da. Da, și se mai cheamă B12 de la Secom, da. De 5.000, atenție să fie de 5.000 de micrograme. Și cine are deficit, cum am auzit aici de 300 și ceva, i-aș da să ia primul flacon una pe zi, sub limbă, se pune sub limbă, că se absorbe de acolo și trece direct în sânge, și după primele 60 de zile, una pe zi, i-aș da 2 pe săptămână toată viața. Și atunci știu că nu o să mai cadă, memoria merge mai bine, somnul e mai echilibrat. Ba cei care au de muncă la ecrane beneficiază mai mult de metilcobalamină decât de cianocobalamină. Da? Interesant lucru. Da, mulțumesc. Mulțumesc frumos. Cu plăcere. Și paresteziile. Deci lipsa de B12 dă furnicături. Aveam pe vremuri la dispensar niște măicuțe care veneau arse pe spate, așa, exact așa, un dreptunghi pe spate. Maică, ce ai făcut? Am pus o cărămidă, maică, pe sobă și am pus-o pe spate. Dar de ce, maică? Păi zice, mă țineau rece așa în spate. Și am pus cărămida asta fierbinte acolo în spate. Eu nu știam la data aceea că aceste senzații, numite parestezii, prea rece, prea cald, amorțeli, furnicături, sunt provocate de lipsa de B12. Știți? Fiți amabil, aș dori să vă întreb dacă cineva are B12, 200 și ceva, cum ar fi tratamentul să-l ia? Și acel ton de care dumneavoastră spuneți, iese bine să-l mâncăm, că din câte am înțeles, nu are sol și aripioare. Da? Nu? Din câte știu, tonul are solți. Da? Nu, dar la macro sunt numai câteva specii care nu au. În India sau nu știu pe unde. Dar ci că la macro sunt solzi foarte, foarte, foarte mici. Da? Da. Da, mulțumesc, mersi mult. Și-mi explicați și mie. Iar legat de cealaltă întrebare, 900 aveți în sânge B12? 200. Ce să mai spun? Mă mir că ați rezistat până la ora asta, aici. Da. Adică, numai puțin. Da, și eu sunt de acord. Și eu sunt de acord. Deci nu spun că este bine. Așa e, aveți dreptate. Atenție, nu luați spirulină, apropo de B12. Nu luați spirulină pentru că spirulina conține fals B12, care face să crească în mod artificial B12-le de la analize. Și ăla nu e un B12 adevărat. Aveam o pacientă care zicea că a avut 2000 sau nu știu cât B12-le. Și zic, luați pastile? Nu. Dar zic, ce luați? Păi spirulina. Ea întrebă pe spirulina. S-a dus în 200 B12, așa a picat în cap, imediat.
cum a întrerupt spirulina, pentru că era fals B12 și falsul ăsta B12 blochează, dacă dopul ăsta este aici, cum să vin eu cu un alt dop de aur să-l pun peste ăsta de plastic? N-am cum, da? Eu trebuie să plece ăsta, care e ieftin și prost, da? La fel este și cu fals B12. Falsul B12 blochează receptorii de B12 și transportorii de B12 și atunci adevăratul B12, chiar dacă există, el nu poate să-și facă treaba. B12-ul ăsta e ceva foarte interesant. Ia uitați-vă aici. B12-ul vine întâi și întâi călare pe proteina animală, da? Așa intră în corp. Proteina animală e legată de B12. În mod normal, nu vorbesc de B12-ele din suplimente. Așa pătrunde și ajunge în stomac. Acolo în stomac așteaptă un alt transportor care e fabricat de glandele salivare, se cheamă haptocorina sau proteina R. Dacă aciditatea stomacului este suficient de mare, aciditatea, adică pH-ul e destul de mic, 2, 2,5, 3, atunci marfa, din primul tir, proteina animală, se desprinde de pe proteina animală și este încărcat în al doilea tir, adică în haptocorina produsă de glandele salivare. Asta, tirul ăsta trece de stomac și ajunge în duoden. În duoden așteaptă al treilea tir. Al treilea tir se cheamă factorul intrinsec, da? Și îl așteaptă, e produs de celulele stomacului, celulele parietale gastrice. Dacă ai destul stomac și nu ți l-a tăiat prin gastric sleeve sau prin operații de cancer de stomac sau alte minuni, da? Sau gastrite care nu se mai vindecă și așa mai departe, da? Și atunci, dacă ai factor intrinsec destul, îl preia, datorită sucurilor digestive pancreatice, îl preia factorul intrinsec și îl duce pe acest B12 mai departe, ăsta să zicem că e B12, și îl cară, ăsta e un camion care e deștept și merge pe serpentine, pe toate serpentinele intestinului subțire, până la capătul intestinului subțire. Acolo e poarta de intrare în fabrică și zice portarului, care îl cheamă Cubam, pe portarul îl cheamă Cubam. Da? E un receptor acolo care îi zice, bun, îți deschid poarta, intri în fabrică, dar intru și eu cu tine. Și intră cu BAM-ul împreună cu factorul, formează un complex așa, urcă și el în cabină, cum ar veni, da? În tir. Și intră toți trei, B12 cu tirul, factorul intrinsec și cu portarul cu BAM, intră înăuntru, în celula intestinală. Și acolo, unul din ei este distrus, nu mai știu care, cu BAM-ul sau factorul intrinsec, și celălalt este recuperat, da? Iar B12-le trebuie să plece mai departe din prima încăpere a fabricii, trebuie să-l aștepte un submarin, care este transcobalamina 2, care poate să transporte pe B12 prin sânge și să-l ducă la ficat, de exemplu, unde e depozit, dar îl duce peste tot în organism. Atenție că B12-le e important ca să se duplice, să se dubleze ADN-ul la capătul vieții unei celule, da? Celula moare, mama moare și zice, fică, dragă, celula fică, hai să-ți dau și ție zestre, să ai cu ce să pleci mai departe în viață. Și mama își dublează averea, că ADN-ul ei moare cu el și se duce, se distruge, dar produce un nou ADN, o copie, da? E adevărat că la copiere mai pot să apară erori de copiere, dar îi dă fiicei o zestre ereditară, adică ADN-ul. Treaba asta o face B12-le. Gândiți-vă ce se întâmplă dacă nu ai destul B12. Da? La predarea ștafetei. Tot mai puține celule noi care să aibă marfa, să aibă ADN-ul. Și asta înseamnă îmbătrânire. Da? Asta înseamnă moarte. Deci B12 e vitamina vieții, vitamina tinereții, vitamina energiei. Eu văd la pacienții mei, ăla care mă întrerupe n-are B12. Pentru că își dă seama că nu poate să țină minte. Dar în două săptămâni de B12 și mă întreabă de 10 ori același lucru. Pentru că nu poate să țină minte. Și în două săptămâni de luat B12 câte una pe zi de 5.000, e alt om. Odată explic, a înțeles. Nu mă întrerupe, mă lasă să vorbesc. Haideți că și noi ați fost drăguț și nu m-ați întrerupt. M-ați lăsat să vorbesc. Mai sunt două întreruperi, vă rog. Ceroasă, o tumoare și mulți doctori nu recomandă B12. Numai anumite tipuri de cancere au contraindicație la B12. Dar, haideți să vă dau un exemplu.
Vine pacientul și printre ele este cancerul pulmonar și cancerul de prostată, unde B12 le face rău. Vine pacientul cu cancer pulmonar, de exemplu, da? E vai mama lui, e prăpădit, e terminat, are metastaze, nu mai mănâncă și am avut caz și cu cancer de prostată, în același fel. Ce am să fac cu pacientul acesta? Îl las să moară așa? Sau îi dau un pic de B12? Păi, dacă eu socotesc că B12 e normal între 500 și 1500, o să-i dau atâta B12 cât să-l duc la minim. Nu-l dau ca să-l duc la medie sau la maxim, m-ați înțeles? Și dacă omul este vai de capul lui, cum am avut un bolnav de 80 ceva de ani cu cancer de prostată, care nu mai avea poftă de mâncare, ăla în câteva zile se ducea. Cum i-am dat un pic de B12, deși avea cancer de prostată, cum s-a luminat, cum a început să mănânce, cum s-a întremat, da? Boala n-ai ce să-i faci, merge înainte, și cu și fără B12 ăla, dar puțin B12 care să-i asigure un confort pacientului, poți să-i dai, puțin. Poftim? Da, dar nu-i dau mult, adică nu-i mai dau, îi dau de 5.000, dar nu-i dau în fiecare zi, că nu vreau să-l duc nu știu unde. Îi dau, eu știu, una pe săptămână sau două pe săptămână, cel mult, nu-i mai dau zilnic. Adică țin cont de tipul de cancer, dar sunt puține cancere care au contraindicații la B12. Ați mai fost o mână acolo. Da? Nu? La cât timp se face analiza? Dozarea. Păi nu o faceți prea repede, că dacă două luni ați luat câte o pastilă pe zi și pe aia întrerupeți, eu vă zic, întrerupeți două săptămâni, spune cartea, eu spun chiar trei săptămâni. Dacă ai întrerupt trei săptămâni, abia ai acumulat și tu ceva și în trei săptămâni s-a dus. Se pierde foarte mult. Am observat în ultima săptămână din cele trei, se pierde foarte mult B12. Mi-am dozat B12 după două săptămâni, aveam 900 și m-am mai lăsat o săptămână, s-a dus la 600. Într-o săptămână am pierdut. Atunci urmărim... Deci nu faceți prea repede analiza. Faceți o analiză la început. Și o să vă spun și de ce recomand analiza aceasta. Nu numai pentru ca să știm cât e de jos B12, dar ca să știm cât e de sus. Pentru că e posibil să ai un B12 în mod patologic mare. B12 este și un fel de marker tumoral care anunță un cancer. Că ai un cancer sau vei face un cancer în următorii 5 ani. B12 mare mă refer. Ai 3.000, da? Și tu te întreabă doctorul, ai luat spirulină? Nu. Ai luat B12? Nu. Păi de unde să ai 3.000? Ia să te băgăm pe tine la PET, CT, la nu știu ce, să-l evaluezi, să vezi ce are, de unde e B12 ăsta așa de mare. Poate are o ciroză hepatică și nu poate să depoziteze vitamina B12 în ficat. Ficatul e praf, da? Și la ciroza hepatică trebuie să fii atent cât B12 îi dai. Pentru că știi că B12 ăla nu se poate duce în depozit și o să-l găsești tot timpul în circulație. Și în insuficiența renală cam la fel. Bun, deci, eu dau două luni de zile, zi de zi, un comprimat de 5.000, când este deficitul, deficit serios, de 200, 300 și îi dau două luni, sau nu mai vorbesc sub 200, colportorii, toți colportorii au sub 100, da? Nu știu cum, parcă e ceva acolo. Dar oamenii sunt dispuși să facă eforturi și mi-aduc la cunoștință și am tratat și așa mai departe. Și mulți au fost recunoscători. Așa. Bun, deci ce spuneam? Spuneam că dacă îi dai două luni de zile, zi de zi, după aia începi să-i dai două pe săptămână, lasă-l măcar două, trei luni, da? Așa, după demers cu două pe săptămână și abia după aia îi reduci, îi scazi la trei, îi oprești trei săptămâni și îl dozezi vitamina B12. Și dacă ai oprit trei săptămâni și ai găsit o doză prea mică la trei săptămâni de pauză, când vii, nu mai vii în pasul ăla de două pe săptămână, vii în trei pe săptămână sau în patru pe săptămână, dacă l-ai găsit prea mic, știți? E chestie de văzând și făcând. Semne de deficiență de B12. Oh, aici sunt foarte interesante semnele de deficiență de B12. Și întrebarea e foarte bună, ca să vedeți numai cât de mult putem să suferim fără să știm de unde ni se trage. Și să ajungem la tot felul de specialiști când când de fapt uitați. Uh,
Încă ceva, în trecut se spunea că după 3 săptămâni de manifestări neurologice ale deficitului de B12, acestea se pot permanentiza, adică devin irreversibile. În prezent, această paradigmă e pusă sub semnul întrebării, dar nimeni dintre noi nu poate fi sfătuit să aștepte finalul dezbaterii ca să știe cât de serioase sunt consecințele aportului inadecvat sau al absorpției insuficiente prin diverse cauze. În privința vitaminei B12, mai bine greșești în plus decât în minus. Pentru că este o vitamină, până la urmă, hidrosolubilă și pentru că, atenție, că la B12 nu se absorbe tot. Deci din pastila aia de 5.000 se absorbe 1%, că se absorbe pasiv, știți, fără factor intrinsec. Aia cu factor intrinsec e valabil când luăm B12-le din carne sau din lactate, că carnea, laptele și ouăle conțin cel mai mult B12. Dar la ouă e discutabil acolo că mai sunt niște substanțe care cam blochează vitamina B12. Adică nimeni să nu se bazeze pe ouă ca să aibă B12. Bun. Când putem bănui că am putea suferi de un deficit de vitamina B12? Când avem peste 51 de ani, când avem alimentație vegetariană, deci iată două bile negre am până aici, când folosim medicamente care scad aciditatea gastrică, atenție, blocanții ăștia, H2, da, de tip ranitidină, famotidină, nizatidină sau inhibitorii de pompă de proton de tip omeprazol, pantoprazol, îi știți dumneavoastră, Controlox și Nexium și nu știu ce, toți ăștia fac să crească pH-ul, adică să devină bazic, mai bazic, și atunci nu se mai desprinde, cum v-am arătat cu tirul, marfa nu mai e desfăcută din tir. Și se duce pușcă în partea elaltă. Când avem anticorpi, anticelulă parietală gastrică, adică așa numită boală Birmer sau anemia pernicioasă, când avem o boală care afectează zona de absorpție a vitaminei B12, adică pe la poarta fabricii, pe acolo, pe ileonul terminal, dacă ai o ileită terminală, da, poți să faci, cum este boala Crohn, dacă ai boală celiacă, dacă ai unele parazitoze intestinale, dacă ți se administrează metformin pentru diabet, de exemplu, sioforul, glucofaj, metfogama, astea toate sunt metformin. De aceea la diabetici trebuie să li se dea un comprimat sau două de milgama N, pentru că în milgama N ai 250 de micrograme de cianocobalamină. Dar eu recomand metilcobalamina, nu cianocobalamina. Anumite medicamente, cum e tetraciclina, și ea blochează vitamina B12, mulți iau tetraciclina pentru coșuri, da? Sau derivatul ei, doxiciclina. Medicamente antihipertensive, cum ar fi inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei. Cine dintre hipertensivi nu e pus pe ceva? Pe enalapril, pe ramipril, pe rindopril, da? Mai ales pe rindopril, e o nebuneală generală. Cu Prestarium și cu toate alelalte care au și Triplixamul și câte nu mai au inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei. Deci iată că și astea blochează vitamina B12. Metotrexatul, colchicina, anticonvulsivantele, cum este fenitoina sau contraceptivele orale, pot bloca vitamina B12. Acum, simptomele. Parestezile despre care am vorbit, adică senzațiile alea de rece, de arsură, de furnicături în anumite părți ale corpului. Uneori senzația de fir de păr care te atinge. Da? 33% poate să apare. Soția mea făcea, ia vezi, zicea, am un fir de păr aici. N-avea niciun fir de păr, dar e scăzuse B12. Da? Că nu, e, senzația este. Anomalii ale mersului și coordonării, mai ales pentru neric. De ce zicea sora că a căzut? Da? Pentru că a avut o anomalie a coordonării. Mai ales pentru neric se manifestă acolo. Când e întuneric sau lumină mai slabă, atunci poate să cadă. Mersul ebrios, mișcările neîndemânacice în 12% din cazuri. Simptome psihiatrice sau cognitive, cum este uitarea, da? Seamănă demența, adică uitarea din deficitul de B12 seamănă teribil cu uitarea din boala Parkinson sau din boala din demența Parkinson sau demența Alzheimer. Incapacitate de concentrare, iritabilitate, modificări de personalitate, aversiune față de rude, apropiate sau prieteni, halucinații, delir, paranoia, neîncredere în alții, de teama persecuției, a urmăririi, a conspirației, a furtului,
treceri rapide de la o stare psihică la alta, toate astea pot fi simptome. Simptome vizuale, nu mai vezi bine. Simptome ale sistemului nervos vegetativ, cu hipotensiune arterială, cu incontinență urinară, cu disfuncție sexuală, cu transpirații excesive. Da? Amețelile sunt vestite și alterarea gustului și mirosului sunt vestite în lipsa de B12. De aia, cine era atacat de COVID, eu îi recomandam B12 de 5.000 de micrograme ca să nu altereze gustul sau mirosul. Și când i-am făcut în decembrie 2020, am luat B12 la greu în timpul COVID-ului. Și mi-a fost rău de n-am mai putut de COVID-ul ăla acasă. A scăzut saturația, s-a dus până pe la vreo 94% și chiar 93%. Dar n-am avut niciun fenomen luând atâta B12, cred eu, da? Că de-aia n-am făcut. N-am avut fenomene neurologice centrale de tip alterarea gustului și mirosului. Și de obicei, cine a avut asemenea fenomene, ce se întâmplă? Când virusul ajunge și afectează bulbul olfactiv și omul nu mai are miros, așa, bulbul olfactiv este undeva în vecinătatea hipocampului, ăla care are de-a face cu memoria, știți? Și de aceea oamenii rămân după COVID cu probleme legate de memorie. Și de aceea eu le recomandam la toți B12 doză mare, 5.000 de micrograme pe zi. N-am făcut fenomene centrale, în schimb am făcut fenomene sistem nervos periferic. Da? Am făcut o sciatică, am făcut o pareză de sciatic popliteu extern după ce am stat o oră pe un scaun picior peste picior. Deci am făcut alte fenomene de la COVID, că îți fragilizează nervii, sistemul nervos periferic. Dar central n-am avut nimic și nici memoria nu am fost afectată deloc. Manifestări non-neurologice, anorexie, lipsa poftei de mâncare, scădere în greutate, cum v-am spus eu, cu moșulețul meu, ăla cu cancer de prostată, nu mai avea poftă de mâncare, nu mai avea, scăzuse în greutate, era amețit, sub febrilitate, care poate să dispară la admisia de B12 și te duci pe la boli infecțioase, te duci pe cine știe mai unde și nu te caută nimeni. Bă, ia să vedem cât ai B12. Că nu există exercițiul acesta, știți? Am și scris un articol, două articole despre psihiatria nutrițională. Unul se cheamă Un motor prea scump, cu semnul întrebării, în care vorbeam despre creier ca motor trihibrid, și un articol care vorbește despre, se cheamă În drum spre psihiatru. Pe ideea că sunt mulți care au manifestări psihiatrice, dar recomandarea este ca în drum spre psihiatru să se oprească la un nutriționist bun, să-i pună la punct vitamina D3, vitamina B12, astea care sunt și altele care sunt legate de memorie și de dispoziția afectivă și o să vezi că deodată că dintr-o sută, să zicem, care aveau probleme cu depresia, mai mult de jumătate nu mai ajung la medicul psihiatru. Și când ajungi la psihiatru, știți cum e, te încarcă și acolo cu medicamente, dar omul este ca un aparat de radio, care trebuie acordat, da? Și trebuie acordat foarte fin, cu B12, cu hormonii tiroidieni, cu toți alea 45 de găuri despre care vorbeam, știți? Trebuie puse la punct toate. Și acizi grași omega-3 și sunt, vă dați seama, 45 de lucruri. Dacă ar fi să facă cineva toate aceste analize, l-ar costa o mică avere, să zic așa. Dar măcar astea mari care se pot regla ușor, vitamina D3, vitamina B12, hormonii tiroidieni, măcar acestea să fie puse la punct. Bun, fatigabilitatea, deci este un simptom clasic pentru deficitul de B12. Omul nu mai are putere, nu mai are forță. Simptome cardiovasculare, sincopă, dispnee, ortopnee, palpitații, angină. Simptome gastrointestinale, arsuri, flatulență, balonare, constipație, diaree, limba dureroasă. Întotdeauna trebuie să te uiți la limbă ca doctor, să vezi. Și tu ca pacient să te uiți în oglindă, să scoți limba la tine, că nu o să te superi niciodată. Să te uiți la limbă, să vezi cum arată, s-a înroșit, nu s-a înroșit, are depozit albicios pe mijloc, adică are o micoză sau nu, sațietate timpurie, anemia macrocitară, megaloblastică, macrocitară, adică crește volumul eritrocitar mediu peste 100, la 100 sau peste 100 de femtolitri. Da? Cam astea ar fi câteva semne ale deficitului de B12. Deci cam de peste tot ai, pentru că B12 e nevoie peste tot ca să se mulțească, să se dubleze ADN-ul peste tot, în toate celulele, așa că peste tot va suferi cineva dacă n-ai destul B12. B12 nu vă bazați decât pe produsele de origine animală care conțin B12. Pe restul e discutabil.
Și ce fel de B12 e în ele? Adică mă refer acum la alge, da? Numai anumite alge. E de discutat, vă dau care alge au B12 adevărat, care alge au B12 fals, dar nu ne putem baza pe ele ca alimente. Dar cine mănâncă carne nu trebuie să-și facă probleme până la 50 de ani, trebuie să-și facă probleme pentru colesterol, pentru creșterea riscului de cancer de intestin gros, pentru că a mâncat carne roșie, cancer de rect și alte lucruri, da? Da, subscriu. Într-un fel subscriu, dar e discutabil puțin acolo. Depinde cât... Da, și eu spun la fel. Omul are nevoie de proteine, da? Cea mai complexă proteină este în ou, călbenușul de ou. Cine vrea să mănânce ouă, 3 ouă pe săptămână ar fi ok, da? Dacă este să vorbim despre ouă. Ouăle cresc HDL colesterolul și colesterolul total. Nu cresc LDL colesterolul. Conțin B12, dar nu mult. Pentru că sunt vreo 2 substanțe acolo, nu știu, ovidina și cu încă una, care blochează B12-le. Deci nu te bazezi pe B12-le din gălbenușul de ou. Deci dacă nu mănânci carne, nu mănânci pește, nu mănânci lactate, atunci cu B12-le chiar trebuie să iei supliment de B12. Și o să vezi că viața se vede altfel când ai, când clocotești de B12. Ai altă energie, altă față, alt zâmbet, altă poftă de viață. V-am spus, e vitamina tinereții. Bine, eu vă mulțumesc pentru cele 2 ore bătute pe care mi le-ați acordat. Îmi doresc să vă găsesc sănătoși. Și uite, nici n-am gândit să ne mai vedem vreodată după ce ne-am văzut acum nu știu câți ani. Câți ani? 3 ani au fost, da? 3 ani au fost. Avem un mesaj de sănătate foarte valoros și merită să-l trăim. Da? Este o experiență unică și contagioasă, adică să-i infectăm și pe ceilalți, între ghilimele, cu acest stil de viață sănătos, ca oamenii să dorească să aibă și ei dispoziția noastră, sănătatea noastră, dar să nu ne bazăm, cum ați auzit, că și eu fac greșeala despre pe care ați auzit-o, da? Eu până la vârsta de 64 de ani nu mi-am făcut o colonoscopie, da? Bazându-mă pe faptul, exact pe argumentele dânsei, că eu nu mănânc carne de 44 de ani. Ceea ce nu-i corect, da? Bine, mulțumesc că am înțeles.